Dragii mei, mai avem două seri. Seara asta, seara viitoare. Seara viitoare vom vorbi despre sfârșitul suferinței sau, dacă vreți, despre începutul veșniciei. Lumea noastră nu se va sfârși așa cum o vedem astăzi. Lumea noastră doar își va sfârși durerea. Iar Dumnezeu va hotărâ să continue pentru noi viața despre care ne-a spus, despre care am crezut și pentru care trăim. Viața Lui, nu viața noastră. Toți aceia care sunteți aici pentru lucrul ăsta, fiți binecuvântați. Mai e puțin și lucrul ăsta se va întâmpla. În timp ce oamenii se încurcă în planuri, oamenii se încurcă în strategii, încurcătura asta se vede în războaie, încurcătura asta se vede în crize economice și așa mai departe, Dumnezeu merge înainte cu planul Său. În seara asta, în schimb, aș dori să înțelegem puțin ce se întâmplă în sufletul nostru. Aș dori să intrăm în noi înșine. Știți, sunt anumite puncte, anumite momente ale sufletului în care se duc bătălii extrem de importante, cosmice. Viața noastră este chemată la anumite decizii cu valoare veșnică. Sfânta Scriptură vorbește despre astfel de momente și eu aș vrea să le înțelegem foarte bine, pentru că Dumnezeu provoacă în viețile noastre astfel de momente. Vă voi invita la câteva imagini foarte cunoscute în Scriptură. Deschideți cu mine, dacă aveți Scripturile la dumneavoastră. Dacă nu, cine are nevoie de Scriptură, vă rog frumos, ridicați mâna. Uite, avem aici câteva Biblii care stau degeaba și care ne-ar putea fi de folos. Toți aceia care doriți să urmăriți cu mine, cereți o Scriptură. Evanghelia după Luca. Țineți minte capitolul 15 din Luca, pagina 1009, este numit capitolul pierduților. E vorba aici de pilda cu oaia rătăcită, o știți. Este vorba de pilda fiului risipitor. Și eu aș vrea să vă atrag atenția asupra pildei fiului risipitor pentru ca să înțelegem într-o primă ipostază ce se întâmplă cu viețile noastre. Pagina 1010. Aș începe întrebându-vă vă place pilda asta? Că eu cred că toată lumea o cam știe. Pilda fiului risipitor. Vă place? Da sau nu? Ce vă place la ea? Deci, haideți să o trecem în revistă. Familie bogată. Stăteau bine. Fericită. Dar familie pragmatică, mergeau la muncă, într-o parte, în alta. Orice gospodărie se construiește cu sacrificiu. Iar în familia aceasta exista sacrificiu. La un moment dat, unul dintre fii, pilda spune cel mic. Știți de ce cel mic și-a cerut partea de avere? Și-a cerut partea de avere pentru că tocmai el n-avea dreptul să o ceară. În cultura de atunci, în partea locului, cereai dreptul numai când murea tata. Atunci se făcea împărțirea, testamentul și așa mai departe. Până atunci, nu-ți cereai dreptul de moștenire, că era ca și cum i-ai cere moartea tatălui. La sfârșit,
fiul nici nu este fiul cel mare care ar fi trebuit să aibă primul acces la moștenire. Este fiul cel mic care, de fapt, are ultimul acces la moștenire. Și fiul cel mic cere partea de moștenire. Dacă ai fi tata, i-ai dau? Deci încă o dată. Dacă ai fi tatăl din pildă, i-ai da moștenirea? A treia oară vă întreb. Dacă ai fi tatăl din pildă, i-ai da moștenirea sau nu? Sau i-ai da o bătaie bună? I-ai da moștenirea? E foarte dur din partea tatălui, e foarte greu. Adică e nerușinare, e neobrăzare, e tupeu, e răutate, e nemintoșie, e tot ce vreți la un loc. Și tatăl, spre deosebire de mine și poate și de dumneavoastră, cedează și face ceea ce nu se făcea pe vremea aia. Îi dă partea de moștenire. Vreau să vă întreb, cine se supără? Tatăl nu s-a supărat. Cine se supără? Toată lumea din jur se supără. În afară de tatăl, adică pentru toată lumea, treaba asta este pe dos. Folosesc termenul care l-am folosit acum câteva săptămâni, anapoda. Am înțeles că dumneavoastră nu-l prea folosiți. Dar pentru toată lumea lucrurile sunt pe dos. Frumos. Dar vreau să vă întreb un lucru și anume, știți ce este mai, ce poate fi mai pe dos decât atât? Ce poate fi mai pe dos decât faptul că îi dai toată averea? Care îi revine lui, bineînțeles. Ce poate fi mai pe dos decât atât? Poftim? Nu înțeleg. A, el îmi spune, știind că nici nu e în stare să o țină, adică e tânăr, e cu capul în nori, nu știe ce înseamnă un leu. Și cu siguranță că o va prăpădi toate, știți? Asta a fost prima lecție financiară pe care mi-a dat-o tata. A zis, Valentine, tu trebuie să înveți prima dată valoarea unui leu. Ține minte. Și după ce vei învăța valoarea unui leu, îți dau doi. Până atunci îți dau tot un leu. Să văd ce știi să faci cu un leu. O va risipi, cum zice dânsul, asta este și mai neobișnuit. Dar eu vreau să vă întreb, mai neobișnuit decât atât se mai poate? Poftiți? Nu, gândiți-vă la toată pilda. Vreau să vă întreb, există în pildă ceva mai neobișnuit și mai șocant decât asta? După ce risipește tot, să-l primești acasă. Nu asta e mai neobișnuit? Să-l mai primești acasă. Și nu numai să-l primești acasă, dar mai neobișnuit decât atât este să-i pui haină pe umăr, să-i pui inel în deget, să-i pui sandale în picioare, să-l numești cum? Fiul meu. Și să dai un ospăț pentru el. Și să-i pui din nou la dispoziție toată casa. E cineva care privește toată situația asta și zice, nu-i drept? E cineva care privește toată pilda asta și zice, așa ceva nu se poate, e pe dos, e anapoda. Este cineva? Cine? Toată lumea, în afară de tatăl. Toată lumea. Auziți ce gândesc ceilalți.
Când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, tu tai vițelul cel îngreșat? Am citit versetul 30 din capitolul 15 din Luca. Când a venit acesta acasă, tu tai vițelul cel îngreșat? Vreau să vă întreb, e drept? Poftiți? E drept? Da, nu. Haideți, gândiți-vă bine, e drept? Nu-i drept, oameni buni. Nu-i drept. Înțelegeți împreună cu mine că asta este istoria mea? Înțelegeți că eu sunt fiul cel mic rătăcit care am plecat de acasă și am risipit tot? Înțelegeți? Înțelegeți că eu m-am dus înaintea lui Dumnezeu și am spus, dă-mi tot dreptul care mi-aparține. Și Dumnezeu mă putea întreba, ce drepturi ai tu? Care sunt drepturile tale? Că n-ai niciunul. Ce ai tu care nu ți s-a dat? Spune Sfânta Scriptură. Ce deții tu care să fi fost al tău și care nu ți s-a dat? În casa tatălui, tot ceea ce avea copilul ăsta mic era al cui? Al tatălui. Totul i se dăduse. Când am plecat de acasă eu, și mă refer la casa tatălui meu ceresc, mi-am reclamat libertatea și dreptul de a gândi cum îmi place. Mi-am luat sănătate și am zis, e a mea. Mi-am luat putere și am zis, e a mea. Mi-am luat viață și am zis, e a mea. Ce mi-am mai luat? Am luat planeta aceasta și am zis, e a mea. Și după ce mi-am făcut lista cu ce e al meu, am zis, fac ce vreau cu ele. Și până în ziua de astăzi facem ce vrem cu ele. Se strică pământul. E adevărat? Moare planeta. E adevărat? Vremurile nu mai sunt aceleași. Climatul se schimbă. Ne e frică că iarna vom muri de frig, iar la vară vom muri de căldură. Ne e frică de faptul că solul nu va mai putea produce. Cu îngrășăminte, fără îngrășăminte, puterea vitală din sol se duce. Ne e frică de faptul că viața se va stinge pe planeta aceasta. Și în ciuda faptului că vedem lucrurile astea, în fiecare zi devenim mai de-andoaselea. Am desființat familia. Desființăm omul. Ne ridicăm împotriva legii lui Dumnezeu. Ne-am risipit toată averea care am luat-o. Toată am risipit-o. Ne-am risipit sănătatea. Citeam zilele trecute pe un site medici care spuneau suntem prima generație care ne permitem luxul să fim bolnavi. Cum vi se pare? Suntem prima generație care ne permitem luxul să fim bolnavi. Ne-am risipit forțele. Spunem că media de viață și așteptarea de viață a crescut în unele părți ale lumii unde bunăstarea e mai bună. A crescut, sigur că a crescut.
Ați fost vreodată și ați văzut cum este prin casele astea de întreținere a celor bătrâni? Să vedeți câți bătrâni au Alzheimer, cum se mulțește demența între la vârstele înaintate. Trăim, dar cum? Repet, ne-am risipit averea, ceea ce am luat, o risipim. Întrebarea mea este, de întors, când ne vom întoarce? Când ne vom întoarce? Spune aici cuvântul lui Dumnezeu că acest tânăr care a risipit toată averea tatălui său și care este prototipul sau tipul meu, tânărul ăsta a ajuns la porci. Păzitor la porci, dormind cu porcii, mâncând cu porcii. Când ne vom întoarce? Se pare că există cumva în felul nostru de a fi, în natura noastră, că noi nu suntem capabili să ne întoarcem, să cârmim viața noastră, decât atunci când dăm cu oiștea în gard. Știți ce spun, da? Atunci când ne izbim de zid, până atunci nu putem să ne întoarcem. Și lovitura asta este atât de puternică încât mulți își pierd viața și puterea în acest impact. Vreau să vă întreb, oare mai înainte nu ne putem întoarce? Nu ne putem întoarce decât atunci când e târziu? Nu ne putem întoarce decât atunci când este prea târziu? Dar mai devreme nu? Există ceea ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Există un moment, un moment unic, extrem de important. Este momentul în care tânărul și-a venit în fire. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă să-ți vin fire? Pentru că aici am vrut să ajung. Vreau să vă întreb un lucru. Să mă întreb pe mine, să te întreb și pe tine. Noi ne-am venit în fire? Noi ne-am venit în fire. Am avut capacitatea asta să înțelegem la un moment dat ceea ce o viață întreagă n-am înțeles. Că asta este ceea ce înseamnă și-a venit în fire. Tânărul a făcut o sumedenie de decizii, una după alta, toate proaste, l-au adus la porci și în sfârșit și-a venit în fire, adică ce? Adică dintr-o dată se uită înapoi și vede cu alți ochi toată viața lui. Vede cu alți ochi deciziile pe care le-a făcut până acum. Plecarea din casa tatălui, luarea averii, risipirea averii, prietenii, toate sunt privite cu alți ochi și vede că toate au fost greșeli. Interesant este că cu ocazia asta se uită și acasă la tatăl și aduce aminte de tatăl său. Și când și-a cerut dreptul de întâi născut el, la vremea aceea vedea casa tatălui său ca o închisoare. N-avea voie să facă ce vrea, tatăl hotăra totul ca la închisoare. Apoi și-a luat toate ale lui și a pus peste ele semnul Nike. Adică, fă ce vrei, fii tu însuți, carpe diem, trăiește ziua, Nike, fă-o, just do it. Și cu trăiește ziua și cu fă ce vrei, a risipit tot. Și acum se uită înapoi, vede deciziile sale negative, vede și casa tatălui, care o văzuse ca o închisoare, și dintr-o dată își vine fire și nu mai vede închisoarea. Asta este extraordinar. Nu mai vede închisoarea, dar cum o vede? Cum o vede? Și zice, casa tatălui meu. Păi, robii din casa tatălui meu o duc mai bine decât eu cu deciziile mele pe aici. Dragii mei,
de a-mi putea să ne venim în fire. De a-mi putea. De a-mi putea să ne vedem deciziile greșite ale vieții, așa cum au fost ele. De a-mi putea să vedem casa Tatălui nostru. Nu ca pe o închisoare. Și pe Dumnezeu nu ca pe un Dumnezeu rău. Ci de a-mi putea să-L vedem ca pe un tată care stă în poartă și își așteaptă fiul și se uită de departe și de departe îl vede la porci, de departe îl vede înstrăinat, de departe îl vede cum nu gândește și dintr-o dată de departe îl vede că se apropie și de departe înțelege că și-a venit în fire. Cum numiți dumneavoastră momentul ăsta al venirii în fire? Cum îl numiți? Nu-i așa? Dacă vă este greu să ziceți pocăit sau pocăință, nu-i niciun bai. Nu mai ziceți, dar ziceți venit în fire. Că nu cuvântul-i de vină. Nu cuvântul-i de vină, deși uneori ne este greu, cuvântul este neacceptat. Dar haideți să ne venim în fire. Haideți să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze în viața noastră și să ni se pare cerul frumos. Să ni se pare Dumnezeu extraordinar care stă și mă așteaptă să mă întorc acasă. Amin. Datorită acestei schimbări de imagine a fost posibil pentru tânărul de la porci să se ridice. Și să înceapă să-și târască pașii spre casă. Datorită schimbării acesteia de imagini. Casa Tatălui l-a atras. Casa Tatălui de care a fugit, inițial, îl atrage, îl cheamă. Schimbarea asta a naturii lui Dumnezeu în mintea noastră trebuie să aibă loc. Un Dumnezeu de care am fost indiferenți până acum. Un Dumnezeu care nu ne-a interesat până acum. Iisus Hristos care a murit, dar care este undeva la biserică. Cine se îngrijește de toată treaba asta? Toate lucrurile astea care le-am văzut așa pentru o vreme trebuie să schimbe în totalmente importanța lor față de mine. Și în momentul ăsta trebuie să-L văd încă o dată pe Dumnezeu care e gata cu toate binecuvântările cerului să mă primească acasă. Să mă primească acasă. Vreau să vă întreb, e ușor să ne venim în fire sau e greu? E ușor sau greu? Bun. Tabloul 2 va răspunde la întrebarea aceasta, dacă e ușor sau greu. Tabloul 2 se numește Iacov. Viața lui Iacov. Patriarh al Vechiului Testament. Omul acesta seamănă așa de bine cu mine și cu tine, încât parcă nu e nicio distanță în timp între Iacov și viața mea. Și pentru că aveți Sfânta Scriptură în mână, aș vrea să vă spun unde să o deschideți, dar pentru faptul că voi povesti viața lui Iacov, probabil nu este doar un simplu verset pe care îl vom urmări, ci mai multe. În mod special, Geneza, capitolul 32, pagina 36-37. Haideți să o luăm de la capăt. Iacob face și el parte dintr-o familie creștină ca și tânărul despre care am vorbit, fiul risipitor, da? Are un frate ca și cel din pildă. Pe fratele cel mare îl cheamă Esau. El este mai mic datorită faptului că l-a apucat de călcâi pe fratele său, dar ei erau gemeni, de fapt, da? Bun.
biologic, fiind întâi născut, Esau primește dreptul de întâi născut și avantajele celui care este întâiul. Iacob este al doilea și întotdeauna s-a întrebat care e diferența între mine și fratele meu. Este limpede când unul e cu un an mai mare decât celălalt, el știe, fratele e mai mare pentru că e mai mare cu cât? Cu un an. Spuneți-i lui Iacov, vă rog frumos, cu cât e mai mare Esau? Cu cât e mai mare Esau? Da, da. În sfârșit. Cu toate acestea, din punct de vedere al condițiilor, întâiul născut moștenea parte dublă de avere, era preotul familiei, trebuia să ducă numele familiei mai departe și în mod special, din el trebuia să se nască Mesia. Și Iacob, ca cel de-al doilea, stă undeva în umbră și se gândește, dar de ce nu din mine să se nască Mesia? De ce să nu fiu eu acela care ar trebui să beneficieze de toate lucrurile acestea? Știți, și lui Iacov i s-au luat, în ghilimele, toate aceste drepturi ale lui. Esau este un tânăr care primește toate lucrurile acestea, dar care nu face mare caz de ele. Este puternic, este tânăr, este un aventurier, are o viață frumoasă, plină de evenimente, atât de frumoasă încât tatăl său îl punea întotdeauna când se întorcea din raidurile sale de vânătoare, îl punea să povestească. Și tatăl său stătea și Esau îi povestea și el asculta, precum ascultați dumneavoastră telenovele. Ascultați? Bun. Scurtez. Tinerii cresc. Dorința de a deveni părtași la binecuvântările lui Dumnezeu este atât de puternică în viața lui Iacov, încât hotărăște ca să fure binecuvântarea. Pentru foarte mulți dintre noi, scopul scuză mijloacele. Ați auzit de treaba asta? Scopul scuză mijloacele. Pentru un scop bun, ce nu faci? Adică te faci rău. E drept? Nu-i drept. Să ne ferească Dumnezeu să facem lucrul ăsta. Și Iacob îl înșală pe tatăl său, ia binecuvântarea și pleacă cu ea în buzunar. Vă aduceți aminte? Tatăl său îl binecuvintează fiind orb și neștiind că este Iacov, crezând că este fratele său cel mare Esau. Și așa pleacă. Pleacă binecuvântat, dar înșelându-l pe tatăl său. Stârnind mânia fratelui său. Fratele său care e gata să-l ucidă datorită situației și, cum să spun, neobrăzării sale, pentru că era o situație de neiertat ceea ce a făcut el. În momentul ăsta, dacă lucrurile s-ar opri până aici, vă rog să-mi spuneți, cine e mai drept, Esau sau Iacov? Esau sau Iacov? Cine vi se pare că e mai corect? Cel puțin Esau nu înșelase pe nimeni. Bun. Și pleacă de acasă și el ca și fiul risipitor. Se duce la rudele sale din Haran. Stă acolo câți ani? 20 de ani în care procesează tot ceea ce s-a întâmplat. Procesează dorul lui de Dumnezeu. Se întreabă doar binecuvântarea aia are vreun rost, n-are vreun rost. Și pe urmă, atunci când își vine în fire și el face același lucru, spune, mă duc acasă, după 20 de ani, mă întorc acasă. Și vă rog de acum încolo să-l urmăriți pe Iacov. Este un om în toată puterea vârstei, are familie, are două soții, are slujitori și se apropie de casă. Trimite vorbă că se întoarce acasă. Tânărul a avut unde să se întoarcă. Risipitorul.
Iacov, îi murise mama între timp, tatăl orb, trimite vorba acasă și Esau îi spune: vrei să vii, vino, că te aștept. Cu 400 de soldați te aștept, să știi, vin. Și în momentul ăla, Iacov rămâne singur, ca și tânărul risipitor la porci. Întotdeauna m-am întrebat că el își face, își știa că a doua zi se întâlnește cu fratele său și cu o zi înainte își pregătește tabăra și ați băgat de seamă cum o pregătește. Prima dată animalele, după aceea slujitorii, după aceea Lea cu copiii, după Lea cu copiii, Rahela cu copiii. Ordinea era cam așa, în funcție de cât de prețioși erau. Ziceau el, dacă vine nervos cu 400 de soldați, să măcelărească oile și caprele, dar poate că rămân slujitorii. Dacă nici slujitorii nu-i domolesc mânia, poate că rămâne cine? Lea. Dacă și Lea va fi, poate rămâne Rahela. Nu știu unde s-a așezat pe el. El unde s-o fi așezat? Poftim? El a rămas singur în pădurea Iaboc. Pentru ce? Dragii mei, în viața lui Iacob a mai fost un singur moment de felul ăsta. La Betel. Dar chiar ca acum n-a mai fost niciodată. Iacob rămâne singur acolo și începe să se roage. Îl mai despărțea o noapte, 8 ore, până trebuia să vină Esau. Și în miezul nopții se luptă cu Dumnezeu. Vă aduceți aminte. În miezul nopții o mână îi se pune pe umăr. În mod normal nimeni nu trebuia să fie în pustia respectivă, în pădurea respectivă. Cine îi pune mâna pe umăr? Judecați puțin cu mintea lui. Cine putea să fie? Nimeni, nu era niciun prieten în pădurea aceea. Dacă trebuia să fie cineva, putea să fie cercetașii lui Esau. Așa că el ajunge repede la concluzia că cel ce îl pune mâna pe umăr este un dușman. Se sperie, se întoarce, lovește, se apără și începe lupta. Nu întreabă cine este, nu întreabă cum. Începe lupta, pur și simplu. Îl lovește pe celălalt, celălalt îi răspunde și urmează o luptă de ore. Auziți în noaptea aceea gâfâitul lui Iacov. Vreau să vă întreb, de ce se lupta Iacov? Care a fost motivul? E teribil să nu ai viața pusă la punct cu Dumnezeu. Înțelegeți? E teribil să nu ai viața rezolvată cu Dumnezeu. El teoretic luase binecuvântarea, era în buzunar, totul furase și așa mai departe. Dar vine acum când este față în față cu posibilitatea de a-și încheia viața și el își dă seama că viața lui este dezastru. Viața lui este teribilă. Și în momentul acela Iacov se apără cu toată puterea pentru ca la fiecare moment să mai câștige o clipă de numiți. O clipă de ce? O clipă de har. Fiecare moment în care se apăra, fiecare moment în care încerca să câștige timp, era o zi, o clipă de har. Pentru ce? Pentru că nu era gata să moară, sub nicio formă nu era gata să moară. Viața sa nu era rezolvată înaintea lui Dumnezeu. Suntem foarte mulți dintre noi în situația asta. Cum e viața ta cu Dumnezeu? Cum ești tu față în față cu El? Spuneam altădată, am văzut oameni care nu puteau să moară datorită faptului că mai aveau pe suflet câte ceva. Dumnezeu îi spune lui
unui alt personaj al Vechiului Testament, lui Ezechia, spune: puneți casa în rânduială, că este singura posibilitate ca tu să-ți închei viața. Dacă îți pui viața în rânduială, și timpul trece și Iacov gâfâie, dar celălalt nu. Celălalt nu dă semne de oboseală. Spre dimineață îi se atinge de coapsă celălalt și simte o pareză generală care îl lovește și piciorul nu-l mai ascultă. Și el își dă seama că lovitura nu este lovitură de om. Că niciun om nu poate să-ți dea o lovitură și să te facă să-ți pierzi simțul pe o parte de corp. Și atunci el se agață de vrăjmașul lui și în timp ce cade, vrăjmașul îi spune: dă-mi voie să plec, te rog frumos. Nu vi se pare ciudat? Păi până acum te-ai luptat cu el, ți-a arătat că cu o singură împingere te face praf și îți cere voie, el își cere voie să-l lași să se ducă? Dă-mi voie să plec. Vă dați seama că se întâmplase ceva, toată lupta asta nu-i dădea voie să plece celuilalt? Și Iacob se oprește și își vine în fire. Momentul ăsta este extraordinar. Își vine în fire. Știți ce vede în momentul ăla? Vede ce n-ar fi crezut niciodată. Cu 20 de ani înainte, Dumnezeu la Betel i se descoperise printr-o scară care unea cerul cu pământul. Și vedea pe scara aceea îngerii lui Dumnezeu coborându-se. Și acum, cu ocazia asta a Iabocului, se coborâse la el cerul. Și în loc să primească cerul cu brațele deschise, Iacov se luptase cu cerul pe viață și pe moarte. Vreau să înțelegeți un lucru. Marea noastră eroare este că noi ne luptăm cu Dumnezeu și suntem prieteni cu diavolul. Asta este marea noastră eroare. Și această eroare trebuie schimbată profund. Dumnezeu spune: vrăjmășie să fie între tine și păcat și diavol și să-L iubești pe Domnul Dumnezeu cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău. Asta este poruncă din partea lui Dumnezeu. Ăla a fost momentul în care și-a revenit. Momentul său de: a, acum înțeleg. Și în clipa următoare el îi spune: nu te voi lăsa. Cine? Amărâtule, nu te uiți că îți târăși piciorul. Și el spune: nu te voi lăsa până nu mă vei binecuvânta. Păi n-avea el binecuvântarea luată de 20 de ani? Nu purtase cu el? Nu credea el că este binecuvântat? De ce îi cere lui Dumnezeu acum binecuvântarea? Asta arată clar că el a ajuns la concluzia că aia nu fusese binecuvântare. Și îi cere acum: dă-mi binecuvântarea asta sau dacă nu mor. Și asta a fost. Asta este bătălia Iabocului. Ori sunt un om binecuvântat, ori dacă nu, nu vreau să mai trăiesc. Aș vrea în seara asta să înțelegeți că asta este chemarea lui Dumnezeu pentru fiecare fiu risipitor. Pentru fiecare fiu risipitor. Ori mă binecuvintez, ori nu vreau să mai trăiesc nicio zi nebinecuvântat. Și ceea ce urmează, știți și dumneavoastră,
este extraordinară. Dumnezeu îl întreabă, Iisus Hristos era de fapt acolo și îl întreabă, auzi, cum te cheamă? De fapt, Iacov întreabă primul cum te cheamă și Dumnezeu răspunde, haideți să vedem exact cum este. Suntem la pagina 37. Iacob, versetul 20, deci suntem 32, versetul 20 și 7. Deci 26 spune așa, lasă-mă să plec, căci se revarsă zorile. Iacov a răspuns, nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Omul acela i-a zis, cum îți este numele? Și îl întreabă pe Iacov, cum îți este numele? Și Iacov așa mai îi spune, numele meu este Iacov, ceea ce înseamnă înșelător, eu sunt păcală. Știți? Cam asta este. Apoi a zis, numele tău nu se va mai numi Iacov, ci te vei chema Israel. Și Iacov primește un nume nou. Cum numiți dumneavoastră momentul în care schimbați numele unui om? Mulțumesc. Interesant. Botez. Poate că cu ocazia asta tangent, așa, înțelegem și rostul botezului. Botezul este momentul în care un om cu un nume vechi primește un nume nou. Câți ani avea Iacov aici? 30. Apropo, la ce vârstă a primit Domnul Iisus Hristos botezul? 30 de ani? La ce vârstă botezăm noi azi copiii? De ce? Sunt întrebări care trebuie să-și primească răspunsul, dar nu în seara aceasta. Încă o dată, este aproape un moment de botez, este semnificația aceasta când Dumnezeu îi schimbă viața lui Iacov și din înșelător îl face biruitor. Iacov nu se poate opri și îi zice, dar numele tău? Vă rog să observați cum Iacov ajunge să devină intim în relația cu Dumnezeu și nu ajunge ușor în intimitate cu Dumnezeu decât printr-o luptă de felul ăsta. Dar ajunge aici și îl întreabă, spune-mi numele tău. Și îngerul îi răspunde, pentru ce îmi cer numele? Și l-a binecuvântat acolo. Iacov a pus locului aceluia numele Penuel, adică fața lui Dumnezeu, căci a zis el, am văzut pe Dumnezeu față în față și totuși am scăpat cu viață. Vedeți ce înseamnă să-ți vii în fire? A-ți veni în fire înseamnă să te întâlnești cu Dumnezeu, să experimentezi relația asta cu Dumnezeu, să ți se schimbe viața odată pentru totdeauna. Asta înseamnă să-ți vii în fire. Sau, care era cuvântul celălalt? Sau, să te pocăiești. Asta înseamnă. Alegeți unul dintre aceste cuvinte, dar nu contează cuvântul, ci contează experiența. Veniți să aveți experiența asta cu Dumnezeu. Răsărea soarele când a trecut pe lângă Penuel, însă Iacov șchiopăta din coapsă. Mi-l imaginez pe Iacob. Se duce, pleacă din pădure, se duce la tabăra lui. V-am spus că nu stabilise cu o seară înainte locul unde va fi el. Părerea mea este că cu o seară înainte, dacă Iacov și-ar fi ales locul, el ar fi fost ultimul. Adică dacă vine sau și este supărat să omoare animalele, după aceea slujitorii, după aceea pe Lea, după aceea pe Rahela și la urmă el. Cam asta era, ăsta era firea lui Iacov. Lași? Sau nu? Nu știu. E o bănuială mea. Cert este că ce se întâmplă în dimineața asta mă surprinde și anume, spuneți-mi unde își pune locul Iacov. Poftiți? Primul. Înaintea cui? Înaintea cui?
înaintea caprelor, înaintea oilor. Cu alte cuvinte, Iacov ajunge acolo și spune, din cauza mea nu trebuie să moară nici măcar o oaie sau o capră. Dacă sunt vinovat, ăsta sunt. Și merge să se întâlnească cu fratele său într-o demnitate extraordinară. Dacă o seară înainte l-aș fi suspectat de lașitate și așa mai departe, în dimineața asta este un om nou, este extraordinar, este fenomenal. Dragii mei, asta e pocăința. Pocăința îți schimbă locul. Dintr-un loc unde te protejezi și faci totul pentru tine, devii omul care faci totul pentru alții. Dintr-un om laș, devii un om deosebit, devii un erou, dacă vreți, devii un om care este curajos și demn. Și iată-l pe Iacov mergând mai departe. Și se apropie, e dimineață, se apropie Esau, 400 de oameni. Esau nu era omul să vină încet, probabil vine în trombă, se ridică praful, se aud copitele bătând și Iacov este gata pentru judecata finală. Și judecata finală e cam așa. La un semn al lui Esau se opresc toți. Cai se ridică în două picioare, coboară Esau și își îmbrățișează fratele. Așa e când Dumnezeu judecă. Așa e când Dumnezeu judecă viața unui om. Mulți dintre noi nu înțelegem judecata. Ne e teamă de ea. Dar vreau să vă spun că e cea mai frumoasă, cel mai frumos moment din viața unui om. Cartea Patriarhi și Profeții îmi spune și îmi povestește că în timp ce Iacob se lupta cu îngerul în pădurea Iabocului, un înger a mers la fratele său, la Esau. Și l-a convins pe Esau să lase toate acuzațiile împotriva lui Iacov. Și în noaptea aceea, convins de înger, Esau a lăsat toate acuzațiile pe care le putea ridica împotriva lui Iacov. Și a venit să se întâlnească cu fratele său ca unul care nu mai avea nicio acuză. Știți ce îi spusese cu câteva zile înainte Dumnezeu socrului său? Că Iacov e așa un om care nu mai termină cu problemele. Fugise și de socrul său. Vă amintiți? Și Laban s-a luat după el să-l prindă. Și l-a ajuns. Și înainte să aibă loc evenimentul ăsta din pădurea Iabocului, avusese un alt eveniment, confruntarea cu socrul său. Și socrul său îi spune, ce ți-aș fi făcut eu? Ce ți-aș fi făcut eu? Dar mi s-a arătat Domnul într-o noapte și mi-a spus, vă aduceți aminte ce i-a spus? Niciun cuvânt rău să nu-i spui omul ăstuia. Vreau să vă întreb. Merita Iacov cuvinte rele? Merita să fie certat? Merita să fie luat de urechi? Merita! Cum îi spune Dumnezeu? Omul ăstuia nu-i spune nicio vorbă rea. Asta este lupta cu Dumnezeu. Ăsta este judecata lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu l-a judecat pe Iacov și în raport cu Laban, când i-a spus, nu-i spune nicio vorbă rea. L-a judecat pe Iacov și în raport cu Esau, când i-a spus, lasă toate acuzele față de fratele tău și du-te acolo fără să-l acuzi. Și iată-l pe Iacov care este acuzat în mod real de conștiința sa și față de unul și față de altul, că vine, se întâlnește și cu unul și cu altul și ei nu mai au niciun cuvânt de reproș. Așa face Dumnezeu. Vă aduceți aminte de femeia aceea prinsă în adulter? Este adusă înaintea Domnului Iisus Hristos. Și după ce trece timpul,
Mântuitorul când scrie pe nisip păcatele acuzatorilor și în final se uită la femeia asta și îi spune: unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit. Și femeia se uită și zice, se uită mai întâi de jur împrejur. Acuzatorii plecaseră. Și femeia zice: nimeni, Doamne. Asta e judecata lui Dumnezeu. Asta e judecata lui Dumnezeu. Aș vrea să te întreb, n-ai dori ca lucrul ăsta să se întâmple cu viața ta? Să se întâmple în viața ta? N-ai dori ca Dumnezeu să judece viața ta în așa fel încât să nu mai existe niciun pârâș? Așa să judece Dumnezeu viața ta. Să nu mai fie niciun pârâș. N-ai dori asta? Asta e ceea ce face Iisus Hristos pentru fiecare dintre noi. Acum, la final, pentru că a trecut timpul, aș vrea să te rog și să vă rog pe cei ce sunteți aici. Aș vrea să ne rugăm împreună. Da, împreună. Și aș vrea să vă spun un lucru. Dacă există cumva între dumneavoastră cineva, este promisiunea mea mai veche, am spus că în ultimele 3 zile, adică aseară, astăzi și mâine seară, voi da posibilitate ca aceia care sunt atinși de cuvântul lui Dumnezeu, care doresc să aibă o experiență deosebită cu Dumnezeu, să iasă în față. Nimeni nu e obligat. Dar dacă este cineva care ar dori să aibă experiența aceasta a pocăinței sau a venirii în fire sau, dacă doriți, a judecății lui Dumnezeu în viața lui, vă voi invita să veniți alături de mine. După ce veți veni aici, ne vom ruga împreună. Atât. Nu oblig pe nimeni la nimic altceva decât vă voi invita aici ca să vă întâlniți cu Dumnezeu într-o rugăciune de confruntare cu El, pentru ca El să lucreze în viața dumneavoastră.